Comuna de a devenit stațiune turistică de interes local. Lacul Surduc este o rezervație mixtă de interes național cu o suprafață de 460 de hectare, fiind cel mai mare lac din județul Timiș și este o destinație turistică foarte frecventată în timpul sezonului estival pentru activități de agrement, înot sau cicloturism. Această catalogare ca stațiune turistică de interes local a lacului Surduc conduce la o dezvoltare fără precedent a comunității din Fârdea prin posibilitatea accesării de finanțări europene dedicate pentru dezvoltarea sectorului de turism, agrement, spații de cazare și dezvoltare a infrastructurii locale. Împreună cu colegii mei din grupul consilierilor județeni ai PSD Timiș, am militat constant în plenul CJ Timiș pentru înființarea unui compartiment public de salvare acvatică, salvamar destinat lacului Surduc, cât și pentru sprijin din partea administrației județene pentru pregătirea documentației necesare pentru avizarea ca stațiune turistică de interes local, eforturi care nu au putut să contracareze orgoliile politice ale actualei administrației liberale a CJT. Timiș. Reușita se datorează astăzi exclusiv comunității și administrației locale din Fârdea prin implicarea, responsabilitatea și dăruirea doamnei primar, Maria Rovena Violeta Dobrean. Consiliul județean Timiș are nevoie de dinamism, determinare și rezultate imediate pentru nevoile actuale ale comunităților pe care le reprezentăm, transmite liderul consilierilor județeni PSD, Alexandru Iovescu.